Frate, bă! Mă, bate-mă! Salut, șacalilor, ce faceți? Sau era fost ziua mea, am făcut 19 ani, nu vine să cred, bine, nu 19 ani, că aici am undeva la 11. Cred că am vreo 11 așa, după cum gândesc, atâta pot, știi? Și cea mai mare rugăminte am, bă, hai să facem 100.000 de like-uri la reacția asta. Bă, așa, cadou pentru mine, cadou pentru voi, știi cum ar veni, că în fiecare an am zis că, bă, de ziua mea pun reacții, știi? Și așa s-a întâmplat și am trecut așa cu 2 ani. Da, așa că după multe mesaje unde m-ați nebunit complet, uite, reacționăm! Ce să facem? Uite așa, reacționăm la, uite, stăm cu Alexandru, cu ce facem? Băi, Doamne, hai că vreau să reacționez, că vreau să rup cu o reacție. Dă-mi, te rog, că știi. Mersi, Doamne, dar nu era nevoie să le arunci așa. Eu ce fum, uite stăm, uite așa stau, uite așa stau, așa reacționez, uite reacționez. Și de ce ai băi, băiatule, bă. Eu vin de la aparat. Hai de capul meu. Și de ce ai de la aparat? Că așa vrei tu. Că așa vrei tu? Da, da, îți place că câștig? Păi și ce ai câștigat? Cum ce am câștigat? Azi am pierdut, dar mâine câștig. Ca așa vrei tu? Da, da, îți place când câștig? Da. Păi și ce ai câștigat? Cum ce-am câștigat? Azi am pierdut, dar nu ai câștigat. Păi și ce ai câștigat azi? Păi cum, că am pierdut, dar câștig eu. Azi am pierdut, dar mai câștig. Ce te interesează? Deci pe Alexandru îl caracterizează foarte mult stilul ăsta vulcanic, știi cum izbucnește, asta e o flacără care... Deci mie asta îmi place la Alexandru, deci acum oriunde e Alexandru, e primar prin orașul lui, deci e foarte tare. Poate acum Alexandru are și copii și vine copilul, zice, tati, așteptă-mă la timp, ce este de ajuns? Uite, stai, uite, stai, nu-ți faci tema, uite, stai, bum, și da, așa, deci așa, așa ar trebui să fie un părinte, Alexandru. Respect, Alexandru, respect. Te rog frumos să pleci de unde ai venit, dacă n-ai... Păi dăm tu bani să plec! Păi nu, am vrut să mă duc la produs, să aduc plinibani? Du-te la produs, dă-te! Păi zici tu! Știi care-i treaba? Eu când am câștigat 25 de milioane la aparate... Și mi-ai dat mie, ai băut tu cu toți! Dar Lucine e aia, și te și... Lucine, bă! ...zențilii tale care ai băut! Lucine, am dat fă ție bani, ți-am dat 25 de milioane! Lucine, bă! Cui am dat? Zi, fă, cui am dat? Uite, stăm, uite, stăm, uite ce. Eu, sincer, nu mă așteptam să râd așa mult la Alexandru. Eu credeam că e doar faza cu uite, stăm. Dar văd că el așa e, de fapt. Adică nu a avut atunci un moment ăsta de nebunie, așa e el. Dă-i, băi, dar vinte acasă de dat lui mama, dar a plătit telefonul mama. Păi ai dat lui Mata. Păi și nu i-am dat în gază. S-a îmbrăcat. Mi-ai dat mie fumban? Păi și mie ție, mi-a luat fân, ți-a luat fân, te-am văzut fân, te-am încălțat fân. Nu mi-ai luat nimic, mai mințea tu. Cum nu ți-a luat nimic? Ăștia ce e Adidas și ăștia ce e aici și am luat? Uite, bă, uite, bă, ce este, bă, telefonii, ce este, mi-i telecomandă, bă? Bă, ți-am luat, bă, de toate, te-am îmbrăcat, bă, în picioare, în Adidas, bă. Cum zici tu mie, bă, că nu ți-am luat eu papui, bă? Ce faci? Te-ai cumpărat de cine? Bă, dar cine? Mă, cine ți-a cumpărat cine? Eu mi l-am luat singură cu banii mei. Bagajul și pleacă. Să știi că mi-e frică de tine în soară, te găsește-ți alta. Panarame din alea care ai. Vezi că mi-aduc 5 femei acum în casă? Cine mă să uite la tine, alcoolicule, bețivile, urâtule care... Ia ești pe dumneavoastră și întreabă lumea să vezi câte femei. Cine, bețive de alea ca tine? Bețiv nu contează, mi-aduc. Care are copii? Să-ți arăt că mi-aduc. Bă, taci din gură. Bă, ți arăt că mi-aduc. De-alea, bețive de-alea. Bă, bufnea râsul, bă, pasă bufnea râsul. Bă, nu se poate, mă. Bă, du-te, bă, dracu, că nu te are nicio femeie, bă, nu te... Cum să mai fă, uite, uite, fă, întreabă, fă, pe stradă, fă, să vezi câte femei am făcut. Du-te, bă, dracu, că n-ai nicio femeie. Bă, fă, du-te, fă, treabă, fă. Întotdeauna mi-am dorit să am și eu cu fratele meu exact relația asta de soră-frate pe care o au ăștia doi. De ce este dintre Carinuța și dintre Alexandru? Bă, genial, bă, genial. De ce ei se ceartă, dar se iubesc? De ce mai important lucru? Deci poți să-l înjuri, fă, dă-i, bate-l, știi cum, bă, dar să vă iubiți, bă, să vă iubiți cum iubește Alexandru pe sora lui. Deci așa se face. Oricum, oricum, dacă se pune Alexandru cum ar veni și se împinge un pic în dulapul ăla și vine așa cu un cot în Carinuța, știi cum ar veni, nu mai vorbește Carinuța, o răstii, tace. Și nu că tace, dar tace pe veci. Deci s-a culcat în patul ăla, s-a culcat pe veci, a dormit de tot cum ar veni, știi? Era pe domnul să le enerveze pe Alexandru. Păi cu fiecare zi tu te uiți mai la televizor, nimic nu faci. Bine, lasă că te-arunc și eu sticla acum afară. Ce să nu fost ai acolo să te bat? Mă, nu, acum arunc pe tine. Vrei să te bat? De ce să nu fost pe tine? Vrei să te bat? Bat-o! Pui-o acolo și imediat te bat. Bat-o! O arunc afară. Fă, n-arunc nimic. O arunc afară. N-arunc nimic, te bat. Bate Alexandru! Nimic n-am! Bă, da. Fugi! Vrei să arunc și eu caneta cu apă pe tine? De ce să arunc la caneta? Bă, vrei să arunc? Arunc-o pe tine! Uite, o cană cu apă pe tine acum! Păi arunc eu să te trezești! Păi arunc de zi, pe tine! Fă-te bat! Mă, bate-mă! Te-ai m***, mă, ce te bat! Puliu! Da, să mă duc acum. Să-ți cumpăr. Păi, la uite, ce acum și cumpăr 2 de vin. Vin într-una beat. Fă, n-auzi! Deci n-am cum, deci jur, nu, deci promit, când o să am timp, bă, o să fac o scenetă, fix așa, Alexandru și Carinuța, deci vă jur pe viața mea, vă jur, o să joc pe Alexandru în cele mai mari teatre din lume, vă jur. Foarte, să vedem, pleci! Foarte violent când bei. Da, Fabrician, câte bat?
De ce să mă bați? Păi fii atent că plec, mi-au bagaj acum și vin la mare. Și rămâi trebuie cu băutura ta, handicapatule care ești. Te rog frumos să pleci la mătă imediat, ia-ți bagaj și pleacă. Aburii alcoolului nu deschid calea către o discuție omenească. Da. Liliana ar trebui să-l lase pe Alexandru Liliana să se trezească din beție. Lasă-mă, Mamă, s-a dus parfumul, s-a dus deodorantul, s-a dus Man and Speed Stick, s-a dus. Dar asta nu-i sorsa, mă, acum mi-am... Deci nu-i sorsa, asta-i gagică să acum ar veni. Știi că Liliana aparent o cheamă, nu Carinuța, mamă, cum știu. Și-a pus microfonul la gât, zici, zic, o strângă la de gât, știi cum ar veni. Da, asta e. Creu, parfumul. Vâliu, parfumul, da, vâliu. Mi-a făcut fă și mie, uite, cafea asta e de dimineață. Mă, dar te-ai spus și mie la un pahar și mi-a rugi mie. Nu, că uite, pe zar, bea. Bel, mă, bel, până mori. Poate mori așa să scap de tine. Ce te-ai luat, păi, ce-a luat unul bun, bă, ce și-a luat, și-a luat de-astea. Uite, fă, ce ți-ai luat telecomandă, fă. Cum fă, fă, banii tăi? Cum fă, fă, banii tăi? Ți-l-a luat, da? Da, mama mi-a luat. Mamă. Cum să fii? Ce e, mă, că nu înțeleg? Ia uite, alcoolist de păr, alcoolist. Eu ți-ai vopțea, ia uite, ia uite, ți-ai vopțea de păr. Ți-am luat Adidas și-am dat un milion pe ei, ți-am luat bus, ți-am luat toate alea. Bă, păi și trebuie să-mi iei, că ești bărbatul meu, da? Eu de ce te-ai spăl și-ți fac mâncare? Îmi dai 500 de mii și scoți ochii de când am câștigat cu ea 200 de milioane. Cristos ăsta nebun, care e cu capul, mă, pleacă de aici. Te rog frumos să pleci. Fă, pura am tasă-și. Pleacă, fă, că nu i-ai făcut ceaiul. Mă, ce torpilă, dar fii atent. Ia, vum! Foaleu! Am digat facule care ești cu capul. M-a dat capul de perete. Ia, nu stai cu nu! Ridici mâna la mine? Să ne norocesc? Ia, să fii tu! Mă, i-a rupt perechea, Van Gogh! Mi-a făcut o cafea de ies! Dar arte! Și tot aici e? Am și eu țigări? Am și eu ce să mănânc? Păi de ce să-ți fac? Hai mâncare! Uite și eu, mă, și bătută! Mi-ai făcut și mie ceva să mănânc! Nu-i mai treacu acum ce-ți fac! Ce fac? Nu-i mai treacu! Ce-ți fac? Ia să-l pute! Ia tot aici și așa plecăm! Mamă, deci nu, asta e 2002, fii atent. Dă-i seama că cameramanul ăla s-a aruncat așa după ei, știi cum venea așa, mamă, fii atent cum e, ce unghi băga așa camera, știi, în față, mamă, lui Alexandru, așa, știi? Deci care este concluzia? Că în 4 minute și 45 de secunde cu tot cu outro, Alexandru a reușit s-o ude, s-o bată și s-o omoare pe gagi exact cum ar veni, aproape. Da, mă, genial. Mă, lasă-mă că plec! Păi, pleacă tu, hai! Uite așa pe lămă ta, uite așa, cum ești tu acum pe lămă ta, hai! Ești ce faci pe clămă ta? Ești, ești acasă. Ești nesuferit. Te-l-am mătat. Să nu iei. Să pleci de aici, fie tu să fii. Plec, mă, cu noi, vrei, eu nu cum vrei. Să-ți toate bagajile de aici, să pleci. Nu vreau să plec acum. Rodica se întoarce de la serviciu la momentul oportun. Altfel, cine știe cât ar mai fi stat Liliana prin curte? Și asta cine, mă? Cine fi stat aici? Păi dacă Alexandru s-a îmbătat și m-a dat afară de cum mă bate. Bă, nu l-am înțeles. Deci asta e... E mama lui Liliana și Alexandru stă la mama lui Aoleu, Alexandru le... Alexandru nu mai a reușit să o bată pe gagica sa. A reușit să o bată pe gagica sa în casa ei. Luați-o pe asta, în casa ei. Și cum ai căsa? Nu știu ce a făcut în casă, ea a băut. Ia, ce nu unde a făcut asta ea? S-a împrumutat iar de banca, de obicei cum facem mereu. Ce mai aici? Ia să fie, bă, dacă cu asta nu stai cu mine. Dar uite, eu nu știu, ți-am promutat iar de bani, ca de obicei cum facem mereu, cine a făcut aici. Ce-ai să fie, bă, dacă asta nu stai cu minte? Dar uite, eu nu știu, nu știu, cu minte. Păi uite, mi-ai aruncat berea, mi-ai aruncat vin, mi-ai aruncat tot aici și-a aruncat. De ce, mă, Alexandre, ai făcut treaba asta de mi-ai făcut numai panoramă în casă și râsul ăsta, ce-a ajuns casa mea? Gata, vă rog eu frumos, lăsați-mă. Să audă lumea, să audă toată lumea, mă, panoramițele, mă. Ce să te las, mă? Ce să te las? Oru o iei și pleci de aici la masa, mă! Să pleci, mă! Bă, stai, mă, ne nu faci casa, mă, iau, de ce mi-ai făcut aici, mă! Te rog eu, mă, lași! Cum să duce la... Lasă-mă, pace! Du-te de aici, că ne-am săturat de tine, ne-ai făcut de râsul tău sacul! Du-te, bă, băiatul alcoolistule! Du-te, mă, râsule, mă! Bă, eu frumos, da? Bă, deci eu... No, deci oricum, eu cred că Alexandru în poziția aia era în poziția nofărului și eu cred că era în calmul lui, deci în cel mai mare calm cum ar veni, știi? Ferească Sfântul, dacă se ridica Alexandru din poziția aia, vezi cum stă cu mărul, uite cu mărul ăsta, exact acolo, cum se... Deci dacă stătea așa și venea așa, știi, spre muma lui aia, știi cum ar veni, nu mai comenta aia, știi? Gen, era liniște totală, mortoare pe vecie. După din poziția aia cu stânga sau un șfăca, știi, pe Liliana, Marinuța, Carinuța, cum o cheamă, și-o băga așa în dulap, știi cum ar veni? Deci Alexandru e un erou, dar nu vrea să arate, știi? El acum așa că personajul negativ, dar el nu este așa. El este un personaj pozitiv, este un erou. El este asta, Alexandru. Dacă nu uiți ca bine, eu ți-am zis, du-te la Leana. Să te ție și Leana, cum te-ai ținut eu cu toată ani.
Da, 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 rupe. Aie, mă, să mă. Da, 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 pun șansă, da, ia lumea. Da, 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 da. Mă, mai că dacă nu te uiți la tine, mă, ce faci ai, mă, de alcoolist? Reacția lui Alexandru la acuzele mamei lui dovedește că acestea nu sunt tocmai neîntemeiate. Ce să facem? Și pleci, că nu, nu, nu ești, mă, dă nimic. Nu, ce cu lutată, mă, ce ești? Mă, ce ești? Ajută-te, n-ai nimic. Mai mică ce să mai beau și eu? Da, ce să mai beau? Mamă, să mor, deci frigider de la băiei, mai gol, nu se poate, uite, ce mai gol decât foaia mea la română, vă, la bac, să mor. Avea două frigider, două și un pic de apă, așa, la răcoare, atât, în rest era gol. Zici că abia l-a luat, zici l-a pus acolo. Deci e perfect normal ca Alexandru să fie supărat, că, bă, n-are nici ce mânca, n-are o cafeluță, n-are un ceiuț, nimic n-are, un ouț, atât avea în frigider. Cum să nu fie supărat omul ăsta pe viață? Cum să nu fie nervos? Bă, deci are tot dreptul. Și încă e calm, încă e foarte. Mai am eu bani, bă, așa îmi place. Nici nu mai am. Să știi că ți-a luat el avut la fel. Ți-a luat o cutie mare de aia de bere, ca să bei cu alcoolicile. Îmi place când îmi se beau. Dar ce mai ai, bei? Dar ce? Ia uite, ce? Îmi pare rău că te-am luat. Nu ce-o bate pe mamă, mă, Sania, topor, ce-o făcut în stamă, mă, stați? Pleacă, ești nebun, mă, ne-i chiar la pătă, mă, nu-i dai, mă, telefonul tău, tu să vină acasă la mine, mă, du-te, alcoolicule, de aici, și arză, te-ar foc. Cum? Să te arzi, da. Arzi-te-ar focul, să te arzi, du-te în spuma mării, du-te în soare să te duci. Dacă tot nu face nimic, Liliana ar putea măcar să-l mai îmbuneze pe Alexandru. Păi du-te, după el, că tu ești bună de dată. Păi dacă stă degeaba, dar ai motiv să o bată. Să vii să stai, uite, bre, păi dar tu-l faci. De ce vrei fac eu? Dacă se duce la muncă, dai telefon după el, vino acasă, că umbli cu femei, Alexandre. Păi și nu e așa că umbli cu femei, păi să aleagă ori eu, ori femei, libonătura. Să aleagă, să se mă face vorbi că să nu mai lasă că plec. Nu e și niște. Poate așa vă simți mai bine. Nu, deci niciodată nu se face așa. Deci Alexandru are tot dreptul să o bată. Deci are tot dreptul să o bată, fără mai, fără poliție, fără nimic. Are tot dreptul să o bată. Și a zis bine Alexandru, știi când i-a zis că când am câștigat eu 25 de milioane la aparate, îți plăcea, știi? Deci asta e gold digger cum ar veni, știi? Deci Liliana așa ar trebui să fie făcută, știi? Deci are tot dreptul. Tot dreptul. La 5 la 6 și tu tot așa te găsesc. Ai făcut ce ai făcut? Ce dracu ai făcut? Te zici că eu când mă duc mai grav. De la dimineață până seara. Ce te-ai învățat, mă, toată viața? Nu știu, măi, fata. Bine, dar mă, când erai tânăr, toate alea făceai. Păi, dar normal, că dacă nu eram bună, nu făceam, nu făceam. Că te-ai iubit soapta ta, dar nu mai puteam. Din contra, că nu m-a iubit, că eu am fost vrednică. Eu am făcut, să vedem dacă nu te-al ține și pe băiatul. Păi, dar nu vreau. Dar de ce o să faci scuța pe goală? Un pic de ceiuți, cafeluța de 2 zile era. Păi, dar nu vreau să iau la mamă. E, nu știu, faci și te duci fetitul la mâta, da? Nu sunt obligată să vin tot eu să-ți fac mâncare, tot eu să-ți spăl vare, tot eu să-ți fac. Acum tu te duci să faci mâncare. Du-te. Tu te duci cum n-am, eu am dat de dimineață, mai fac una în care. Mai faci mâncare, mai faci o dată. Ce să facem, altceva nu mai avem de făcut decât să facem vreo mâncare. Da, să faci mâncare, dar ce mâncare te-am văzut acolo să faci? Foaleu, zic, mamă. Am să o vezi pe una așa că vine cu brațul atâta, că are brațul, uite ăla, că are brațul mai mare decât a meu, știi, că are brațul atâta, știi cum are? Cam așa, cam când capul meu, cu un craniu așa de mult, știi, tatuat aici, păi dar nu mai comente. Deci asta e femeie bună, că la ce craniu are acolo, putea să fie craniul lui Lilian acolo, deci vă jur. Nu, deci eu Rodica o lasă pe Liliana să stabilească meniul și se duce să-și dojenească fiul. Ia, vreau să văd cum dojenești. Ia, aici. Da, e frumos. De ce? Uite așa că am vrut să beau și pe altul meu. Cum, Alexandre, mă, de câte ori zic mai că să nu mai bei? Tu ești copil. Uite așa. Pace? Da, până când vreau. Nu, măi, Alexandre. Măi, Alexandre, mă, din cauza ta, o să ajungem, vai, de capul nostru. Ai, lasă-mă, nu mai da cu piciorul în masă, că așa mi-ai spart atea de la mort. Băi, băiatule, nu mai da, că așa mi-ai spart atea de aici și aduc casă. Vezi tu ce pătești când o venit actul. Ajunge că spargi marta. Că fă urmă. Mă lași în pace. Eu. Ia. Ia. Ce facem, Alexandre? Ce-ați, uite-ți, uite-ți, eu. Nu mă șup.
Uite așa stăm. Unde voi? Mă, băiatule, îl chem pe tactul acasă, mă, praful să aleagă de tine. Lasă-mi pace, lasă-mi. Să te mănânce ca angelul și spital, da? Așa. Ia uite, mișcare. Ia uite. Du-te, mă, de aici. Te-a fac boală dacă nu ești acolo de aici. Cum să dea boală? Hai, afară. Ia. Du-te, mă, de aici. Te-a fac boală dacă nu ești acolo de aici. Du-te, mă, de aici, așa că nu ești eu afară. Ești, mă, afară. Ești. Toată lumea de aici și afară. Afară. Mamă. Sparge geamul. Bă, toată lumea, dar ce nimeni nu mă îndrăjesc pe mine. Da? Nu, nu, nu. De ce s-a terminat? Băi, deci așa videoclip frumos care să te treacă așa prin toate stările. Bă, n-am văzut niciun poem, nicio poezie, nici Luceafăr, nimic, bă, nimic. Da, bă, ce să zic? Eu sper că v-a plăcut de Alexandru și de atitudinea lui. Nu uitați de un follow pe Instagram, de un follow la Alexandru, dar de dacă găsesc Instagram-ul, îl pun primul, pe titlu îl pun. Ce acum ce facem că am terminat reacția? Uite, stăm, uite, edităm, uite, mâncăm, mai stăm un pic, știi? Bă, uite, stăm. Da, gata, m-am lăsat, nu uitați, sper că v-a plăcut reacția. Un like, un follow, un pumn, așa, tot cum ar veni, știi? Ne vedem data viitoare și de acum, ce să zic, o zi frumoasă, uite, stați și voi cum stau și eu. V-am pupat. Pa, bă! Paradox, tu nici nu știi ce înseamnă. Uite-te în dicționar înainte să te mai bagi în seamă. Ascultă, asta nu se seamănă. Găsesc grotesc tot ce spui ca un preot care se leagănă. Fantomatic, banii sunt ca hârcia igienică, îi arunci după căcaturi. Banii sunt nimic în lumea asta. Poți să vrei, nu poți să iei viața.